puteți trimite mesaje și pentru Mihai și pentru toți cei care sunt implicați în această campanie absolut emoționantă și iată, tradițională deja, este la ediția cu numărul... A patra. 4. Da. Ediția cu numărul 4, multe înainte și chiar... Mulțumim tare mult, nu speram chiar să ajungem, felicitări nu pentru, speram să ajungem pentru aici. Idee. Acum 3 ani, când am început-o, în 2016, am zis că închiriem spațiul radioului, tot spațiul radioului în ultima săptămână înainte de Crăciun, oamenilor care au nevoie pentru a se întâlni cu oamenii care au de unde. Care au de unde, da. Da. Și s-au întâmplat niște minuni în alea 7 zile, în care noi am fugit de acasă, efectiv renunțând la sărbările copiilor, că e săptămâna cu sărbările, cu tot drumul ăsta, cumpără brad, cumpără lucruri de Crăciun și așa mai departe. Cumva la evenimentele personale din viața fiecăruia, emoționante de azi. Între timp am luat-o în serios. Adică fetele mele au ajuns să-mi zică, tati, dar nu trebuie neapărat să vii la sărbare, că noi știm că tu faci acolo... Anul trecut însă am fugit din casă, ca să ajung la sărbarea lor. Din casa aceasta? Din casa, da. Acum e puțin mai greu că sunteți foarte departe. Acum suntem la Oradea. La Oradea. Când am început... mă rog, cum a fost? Probabil că multe orașe puteau fi pe lista asta, nu? Sunt întâmplări ale vieții, deși nimic nu e întâmplător. N-am vrut, când am făcut prima ediție în Piața Universității, n-am vrut să facem în fiecare an în București, pentru că... Da, bănuiam. Sigur că București e orașul cu puterea de cumpărare cea mai mare, s-au adunat foarte mulți bani în urnă. Gândește că Oradea e de 10 ori mai mică decât București. În ideea asta am întrebat, de ce, dar, nu că n-ar fi generoși oamenii de acolo, dar de ce nu v-ați orientat la un oraș mai mare? Anul trecut au venit, cei mai mulți bani au venit din donațiile în conturile fundației și banii din urnă au fost cumva un bonus. Și am zis, hai să facem. Și arată târgul de Crăciun. Sunt două surse de colectare, ca să zic așa. Cei mai mulți bani... Cei mai buni vin din donațiile, pentru, adică pe, mă rog, pe cazurile fundate. Adică numai două cazuri au strâns anul trecut 2 milioane de lei din donațiile în conturi. Foarte tare. Foarte tare. A crescut de la an la an valoarea donațiilor? Adică el, impunându-se ca un eveniment caritabil deja, mă rog, cu notorietate, știi, de la an la an mai mare, mă gândesc că poate și generozitatea oamenilor au crescut. Au crescut fără doar și poate și cazurile au crescut ca greutate, ca povară, ca apăsare. Și la noi, practic, sunt 7 zile, de-aia dormim cam 15 ore adunat în astea 7 zile, pentru că e efectiv un maraton. Ajungi, îți dai seama că mai sunt 3 zile și ieși din casă și tu mai ai atât de multe povești înscrise pe radiozu.ro, pe orașul, pe platformă. Emisiuni se vor face în direct de acolo, nu? Tot. Non-stop. Adică baie, duș... Non-stop. Programul Radio Zoo o săptămână va fi difuzat din casa aceasta de sticlă de la Oradea. Din Oradea. Ai deja bagajul pregătit și spuneam că oamenii pot vedea când ajunge acolo dacă ce ne prezinți aici a fost doar... Am atât de multe fete în viața mea încât treaba asta, povara bagajului nu mai există. Ce ți-au pus? La radio am numai fete care mi-au pus niște lucruri în bagaje. Acasă am numai fete care mi-au pus alte lucruri în bagaje. Măcar de povara asta ai scăpat. Nu-ți mai faci bagajul, dar singur. Vrei să-l deschidem? Dacă nu-s lucruri foarte intime. Când plecați, practic? Mâine dimineață, nu? Nu, mâine seară, după ce termine. Mâine seară. Adică o să conduc noaptea la Oradea. Ăștia, colegii mei, mai de lux, pleacă cu avionul. Cu avionul, păi da. Și au negociat bine contractul. Lasă, că știi cum e. Nu, dar am emisiunea de făcut. Poate cu banii de bilet de avion salvați alte cazuri. Deci, cel mai important. Pijama. Uniforma de lucru. Bravo. Pentru că matinalul, noi ne trezim, e dormitorul în spatele studioului ăstuia de sticlă. E dormitorul. Dar oricum voi dormiți sub ochii oamenilor, nu? Noi sau dormim... are ceva intimitate dormitorul? Da, vezi, când e ușa deschisă, vezi paturile. Acum, sigur că există intimitate. Da, corect. Deci, măcar asta e loc. Uniforma oficială, e pijama oficială. Bă, mi-a dat-o e pomană. Uniforma realizatorului Radio Zoo timp de o săptămână. Da. Asta e de diminețile alea, dacă pică sărbători legale sau ceva. Să... Băi, și-a făcut pomană Jorge cu mine. Serios? Știi că el nu cred. Da, avea pijamale. Da. Deci da. Eu nu port niciodată pijamale, e doar brand, în orașul faptelor bune. E brand înseamnă, da. Deci asta e cum ar veni
Nu smart casual, aia... Pillow casual. Nu. Cocktail. Cocktail. Ținută cocktail. Deci asta e pijamaua cocktail. Asta e mai pe... Da, casual, bun, adică. Ok, da. Că n-ai chef de o puțină mișcare. Da, de frecat. Adică... Hai de, da, e adevărat, da. Mai de... Batman. Mai de toată ziua. Batman. Așa. Dar văd niște păpușele de pluș. Stai, mă, că ajungem și la păpușele. Înțeles. Nu, alea nu-s de la fete, alea-s de la fetele de la radio. Stai, mă, că nu știu unde mi-am pus... Șlapi. Păpuci. Cum se zice la noi. Ăsta-i stângul. Și nu asta... cred ce ai saxe. Păi ca la marile brand-uri, mă, sunt la Prada sau ce sunt? Că nu trebuie să stea niciodată împreună. Stângul cu dreptul nu trebuie să se întâlnească niciodată. Ăștia șlapii am folosit și anul trecut. Mă rog, un fel de, nu chiar șlapi, sunt ăștia... papuci așa de iarnă. Papuci, da. Da. Totoși. Ce să vă mai arăt? Zine cu muțunachii ăștia, ce-i cu ei? A, astea sunt jucăriile pe care mi le-au pus fetele din radio, toți copiii care vin în orașul Fatelor Bune. Ce tare. Fii atent. Sunteți gata? Dă-mi și mie una. Ce tare. Păi nu e bine? Foarte tare. Asta e pentru Andrei. Mersi mult, sărmână. Bordea, când o să faci copii... Aștept. Uite, lipesc aici. Deci, toți copiii care vin în orașul Fatelor Bune și donează, primesc muțunache de astea în limita stocului disponibil, da. Ăsta e cu de microfon. Jingle-ul. Exact, ca să-l pun să dăm drumul la treabă. Uh-huh. Așa. Caietele ale ce sunt? Caietele, ajunge și la caiete imediat. Asta e uniforma, că nu sunt multe haine, adică practic avem niște hanorace de astea cu orașul Faptelor Bune, mai multe feluri. Astea sunt caietele fetelor din radio, Emma și Thea, ele preiau toate apelurile telefonice. Notează numerele, da. Mă rog, datele de contact și așa mai departe, pun în legătură. Să știi că n-ai fost singurul care și-a făcut bagajul. Nu știu dacă știi ce au făcut colegii tăi în radio astăzi. Noi avem câteva imagini din momentul în care practic și ei își făceau bagajele. Ăștia de lux, ăștia care pleacă cu avionul. Care pleacă probabil cu avionul. Executive. Ca să vezi ce s-a întâmplat acolo și în lipsa ta. O să revenim și la ce. Dar mai niște lucruri. Da, revenim imediat după aceste imagini. Haideți să vedeți și restul echipei Radio Zoo în pregătirile pentru plecarea în orașul Faptelor Bune. Flic și Popescu s-au hotărât să plece din București, dar nu cu mâna goală. Ce se întâmplă aici, băieți? Saci, geamantane, totul gol? Măi, cu ce se întâmplă? Suntem gata, plecăm la Oradea, la orașul Faptelor Bune. Cum? Nu vezi că radioul e părăsit? Au luat canapele, au luat tot. Mai rămâne să ia și masa din studio și gata. Băi, n-am avut bani, bă, să facem și noi un barter, să luăm și noi o mobilă, cărăm mobila după noi ca la partaj și ca la divorț. Ne-au dus canapelele, scaunele. Ai făcut bagajul? Da, am făcut bagajul. Ia să vedem. Hai să... De ce să arăt eu? Păi la mine e mai cu problemă. De ce e cu problemă? Zitul la ce avem acum? Băi, nu vreți să desfac asta. Aole. Domnul Dan. Și nu Diaconescu, nu e Lodi aici, domnul Dan. Domnul Capatros. Nu, stai un pic să... Uite, ia. Bagaj mi-am pus să am... Mamă, l-am stricat și pe ăsta. Mai am încă un bagaj, ai înțeles? Da. Că mă duc la cumpărături acolo și să mai... Mai să stai în casă, mă, nu mergi la shopping în orașul Faptelor. Da, și când ies duminica, ce fac? Uite, anul la mine, cumpăr haine, le vând domnul Dan la București, fac profit și cumpăr 2 bitcoin, să am și eu ca dumneavoastră acolo, să facem o combinație frumoasă, după care puteți uita. Ce? Am colecția de colecția de hanorace orașul Faptelor Bune din anii trecuți. Ăsta e de pe vremea când aveam 130 de kilograme la primul oraș. Wow, și acum? Când avea detergent. Acum intrați amândoi în el. Și cum prietenul la nevoie se cunoaște, Popescu nu îl lasă la greu pe Flic. Și mai am și pentru domnul Flic, că am zis să aibă și el grijă să nu-i fie frig. Mi-ai luat și mie. Ți-am luat și ți, uite, pune-l pe tine să vezi ce bine îți vine, nu fi prost. Nu, stai că n-am încredere în ce ai cărat tu aici. Îl spăl întâi și pe urmă... Măi, e curat, băi. Da, mi-am luat aici, că mă apuc la Oradea, e lipsă de... Nu se suportă cu astea. Și fac taximetrie. Mi-am luat maimuțe. Vreau să fac taxi la Oradea, vă spun sincer. Ban pe ban să face banul. Mă, acum, noi în loc să facem bagajele, am desfăcut bagajele. Ăsta e obișnuit să facă, să sară pe bagaj, că așa mai face în camerele de hotel. Mai e ceva de luat din studio, dacă vrei. Uite, hai să veniți, vino să-ți arăt. Eu cu domnul Flic vrem să luăm și bradul ăsta. Haide că nu se mai poate. Hai cu el. Hai, poți? Hai și cu bradul. Uite că ți-ai zis să mai slăbești un pic. Stai, hai.
Hai, intră tu că te descurci mai bine și mai slab. Pune-l și pune-l, pune-l aici. Hai că, deci lăsăm spargem toate globurile până la ora. Uite ce am lăsat aici. Auzi, am dus tu bagajul? Da, duc eu bagajul. Dar cum să le duc? Le-ai desfăcut pe toate, stai. Zici că plecăm la nuntă cu Bradu să luăm mirele de acasă. Păi și aia cine e? O iau tot eu și... Dă-mi sacul. Am băgat alea în așa de sacul. Hai, gata. Cu ochii la gagicuță mai pierdem cât o maimuță. Închide acolo, uite că pierzi. Bă, nu mai... Hai, hai că stai. Mergem. Lasă-te da. Stăia. Hai, sărbători fericite, ne auzim la Orașul Faptelor Bune. Da. Cam așa, toată lumea... Mă oprește controlul pe drum până la Oradea cu Bradu, cu Bradu. Seama, n-au certificat. Cu atâtea maimuțele. Cu atâtea maimuțele. De defrișări, de... Traficant de maimuțe. Da, ei pleacă, așa cum spuneai, cu avionul. Sunteți, practic, tu cu Daniel, Flicu Popescu, fetele Ema, de la știri. Tea, Ema, fetele noastre din matinal, Raluca Benavides și Adi Mihailă. Asta e echipa... Da. Echipa care speră să facă cele mai multe fapte băieții bune din toate... Băieților, toate... fetele în dormitorul normal, fetelor, normal. Cu o singură excepție, Adi Mihailă doarme cu fetele în fiecare an, că suntem 4-4 și nu cineva trebuie să se sacrifice. Cum a nimerit, exact cum a nimerit așa? Fiecare an. Are și el parte de fapte bune. Pentru că noi toți ceilalți patru sforăim îngrozitor. Și, și în fiecare an, adică dați seama că... Da. Omul ce nu... bine să n-ai rinit alergic. Da? Omul nu le-a dezamăgit de la unul la altul. Am făcut live la voi anii trecuți. Cam ce mizerie și haos în dormitorul nostru. Așa cam câte ordine în dormitorul... Da, cred că la câte fapte bune faceți nu vă mai cere nimeni să fii și ordonat. Spuneai că mai ai ceva, mai sunt doar 2 minute. Că anul ăsta, pentru prima oară, pentru că s-au creat niște extorsiuni, niște probleme anii trecuți, și anume la containerul numit Baie. Da. Avem program. Ați făcut program la Baie? Da, ne-au făcut fetele din radio, program de Baie. Nu știu ce pe mine m-au prus. Un sfert de oră? Da, mă, un sfert de oră fiecare dimineață. Bine, la poate fi la duș, dar la nevoi, alte nevoi fiziologice, nu cred că poți să faci după ce. Păi nu, că dușul unde sunt vasele de... Toaletele sunt și dușurile, adică... Deci vrei, nu vrei, trebuie să faci toată treaba acolo. De la 5 la 5 și un sfert sunt eu. Da. Nu știu de ce m-au pus primul... Păi da, știu că ești matinal. Sunt nopți în care ne culcăm la ora 5. Da. La 7 începem matinalul. Mă rog, ei se trezesc mai târziu, deci practic au... Cine depășește timpul, rămâne fără Wi-Fi. Toată ziua? 30 de secunde mai avem. Toată ziua. Doamne ajută să faceți... Uite, ăsta e cel mai important lucru. De fiecare dată când avem o donație în direct, când cineva donează bani, sunăm în clopoții toată casa radio să o aplaudă. Ăsta e un moment care îmi face pielea de găină. Mihai, să dea Dumnezeu să sune într-una clopoții. Și uite-mă, astea sunt jucăriile pe care mi le pun fetele în fiecare an. Foarte. Cu ăsta doarme Mara de când avea 6 luni și cu ăsta doarme Cezara de când avea 6 luni. Și săptămâna asta mi le dau mie să dorm cu ele pe... Ce tare. Practic sunt și... Sunt și ele cu voi acolo. Nu ți-l dau pe ăsta. Nu. Nu. Sunt mult prea personale ca să le și cere. Cred că ar fi cazul să mă culc că dimineața avem matinal. V-am pupat. Bine. De dumneavoastră depinde, în primul rând, de cei care ascultați Radio ZU, ca Orașul Faptelor Bune să meargă mai departe an de an și să meargă ca un real succes. Așa cum stingeți lumina. Gata, stingem și lumina, luăm publicitate, se culcă Mihai. Mâine, de mâine seară, vor fi toți la Oradea și începe această acțiune.